Bună seara, stimați telespectatori, sunt Gusti Constantin, gazda dumneavoastră din fiecare luni seara, așa cum v-am obișnuit, la Realitatea Românească. Săptămâna aceasta continuăm o discuție pe care am început-o și am avut-o în atenție și săptămâna trecută, luni la aceeași oră, fiind vorba despre proiectele de reformă ale guvernului Ponta și am intitulat emisiunea de astăzi, sper să fiți în acord cu mine, Bugetul pe plus, nivelul de trai al românilor pe minus. În această seară, alături de mine în studio, pentru a dezbate aceste subiecte, am onoarea să vi-l readuc în atenție pe domnul dr. Paul Purea, un român care reprezintă cu cinste și onoare, ne reprezintă în Germania, unde activează de 27 de ani. Bună seara tuturor! Pe domnul Dan Radu Zătreanu, din partea Partidului Mișcarea Populară, bine cunoscut de altfel, și bună pe seara. Invitatul permanent, Titi Sultan, pe care de asemenea îl cunoașteți foarte bine. Aș începe prin a vă readuce în atenție subiectele considerate de unii populiste, de alții, domne, liberali au vrut și ei așa când a fost USL-ul. Ne referim aici la prevederile din noul cod fiscal și o să-l întreb pe domnul Zătreanu, care totuși este, să spunem, un pic mai în temă. USL-ul în sine a avut din aceste prevederi atunci când s-a constituit acea celebră alianță contra naturii, să spunem, PNL-PSD? În primul rând, sunt convins că și colegii de platou știu la fel de bine ca și mine acest subiect. Și însă, privind acum partea politică, ca să spunem, a acestui cod fiscal, e adevărat că în perioada când s-a format USL-ul, în programul lor de guvernare în special, erau prevăzute foarte multe lucruri care acum le-au prins în codul fiscal, respectiv reducerea TVA-ului. Prin aceste măsuri, sigur că și-au atras electorat care i-au votat covârșitor. Știm prea bine că au câștigat USL-ul. Cred că dacă ar fi fost oricine era candidat din partea USL-ului, ar fi câștigat, a ajuns la un procent de aproape 70%. Deci au fost o parte dintre aceste măsuri, au fost prinse în programul lor de campanie electorală și de guvernare. Sigur că au fost și foarte multe lucruri pe care nu le-au respectat. Marea majoritate a lor le-au respectat și aici vreau să vă aduc aminte doar câteva. Apropo de Roșia Montană, când știm prea bine că toată acea demonstrație din ianuarie în București a început cu Roșia Montană, cu subiectul Roșia Montană, când guvernul Boc lansase acest proiect cu gazele de șist. De asemenea, Universitatea din Târgu Mureș în limba maghiară, care la fel, ei au ieșit și au spus să nu se facă Universitatea în limba maghiară. Și toate astea, până la urmă, nu le-au realizat. Revenind acum la acest cod fiscal, sigur că el, în marea majoritate a lui, el are prevederi foarte bune pentru mediul de afaceri și pentru populație în special. Dar ele în spate trebuie să aibă și o măsuri de umplere a acestui gol din buget, care e din ce în ce mai mare. Respectiv, și pot să dau câteva exemple, reducerea TVA-ului care a început la alimente la 5% face un gol în buget de 1 miliard de euro. Reducerea TVA-ului la celelalte de la 24% la 19% este în jur de 1 miliard și jumătate. Mărirea salariilor bugetarilor cu 70%, asta înseamnă între 5 și 10 miliarde de lei gaură în buget. Și sunt foarte multe alte lucruri. Nu mai vorbesc de indemnizațiile pentru parlamentari, pentru funcționari, care pensiile, alocațiile pentru dublarea alocațiilor pentru copii, toate astea se adună. Și ajungem la o gaură în buget foarte mare prin care guvernul Ponta nu a explicat de unde acoperă aceste... Practic s-ar putea ca cine va câștiga la anul alegerile să moștenească o gogoașă de suflat, să aibă o mare problemă. Sigur că da. Și aici mă gândesc un pic, știți, la măsurile de austeritate, care eu consider în continuare că au fost, că trebuiau luate. Acum că poate procentul trebuia altul sau trebuia explicat altfel oamenilor acele măsuri de austeritate, dar ne gândim la ultima tranșă de reformare sau
stabilirea a salariilor, ultimii 15% pe care guvernul Ponta i-a luat după două luni, după o lună și jumătate de când a venit în iunie 2012, nu au fost cu banii pe care i-a constituit în bugetul României guvernul Ponta. Erau al guvernului Boc, respectiv MRU, și care guvernul Ponta, când a venit după o lună de zile, i-a înapoiat. Deci aceste măsuri au profitat guvernul, a profitat guvernul Ponta dând înapoi și ultima tranșă din banii pe care s-au luat ca măsură de austeritate și atunci toată populația a zis bravo, ce lucruri extraordinare reușit să facă guvernul Ponta. Același lucru se poate întâmpla și acum. Guvernul Ponta explică și spune că va da toate aceste facilități, iar cel care va veni, guvernul următor care va veni, dacă acest cod fiscal, dar eu am îndoiel că acest cod fiscal va trece la noua votare care va fi la sfârșitul lunii august, nou guvern care va veni și va vedea că are deficit bugetar, așa cum avea și guvernul Tăricianu, dacă ne aducem bine aminte, în 2008 aveam creștere economică de 7,8% și aveam deficit bugetar de 5,8%. Așa puteți să vă zic și acum, creșterea economică de care spune domnul Ponta și care știi prea bine că se datorează neinvestițiilor sau mai bine zis investițiilor care nu s-au făcut și de acolo sunt banii, prin deficitul ăsta bugetar, guvernul care va veni va avea aceleași probleme pe care le-a avut și guvernul Boc când a venit în 2009. Domnule doctor, dumneavoastră cunoașteți situația din Germania foarte bine, la fel ca și pe cea din România. Și din Occident, în general. Dacă în Germania, să presupunem, s-ar propune astfel de măsuri, de schimbări relativ radicale economice, care ar fi reacția? Bine, comparația este un pic cam exagerată. În tot ce se face în Germania și aici în România. Eu plec de la un caz de-al meu din clinică. Am discutat aproape un an de zile pentru un program în clinica de chirurgie uriașă de acolo, un spital academic, să începem la 7:15 sau la 7:30. Au fost niște dezbateri de câteva luni, dar după aceea a rămas acel orar până și astăzi, după 25 de ani. Argumentat, contraargumentat și așa mai departe. Deci cam asta este neamțul. Nu vă mai spun că nu ai voie nici măcar să spui Guten Tag, dacă încă nu este ora 12. Deci dacă mai sunt 5 minute până la 12, o să-ți atragă cineva atenția și să spui bună dimineața. Guten Morgen. Și dacă Guten Morgen și nu Guten Tag. E, cam de aici trebuie să plecăm noi. Acum, ce se întâmplă? Sigur că acest cod fiscal, de care văd că se face atâta vorbire în mass media românească, pe stradă, la frizerie și în autobuz, trebuia să vină. Este necesar și este nevoie și la noi în România aici de a face niște reforme în avantajul, să zicem, a poporului sau omului de rând. Am văzut un alt lucru, că nu se discută din aproape tot codul fiscal decât de această reducere a taxei unice, a TVA-ului, la 19. În Germania este 19. Sigur că la noi a fost o mică exagerare probabil atunci, dar nu pot eu să-mi dau cu părerea acum aici de condițiile care au fost cu criza aceea care a început în 2008 către sfârșitul anului. Pe mine ce mă interesează și mă bucur că ați spus dumneavoastră la Actualitatea Românească din această seară de la 6 TV, ați spus un asemenea titlu, ca să spun, sau o asemenea temă foarte sugestivă a emisiunii, în sensul că ce ne interesează pe noi creșteri, 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 când nivelul de trai a populației nu este în creștere. Și fără ca să fiu acum știu eu, prea tare, prea groaznic judecat de către foarte mulți, pe mine m-ar interesa în primul rând aproape că nici TVA-ul ăsta, reducerea lui, cât reducerea privatelor din fundul grădinii din România. Asta ar fi pentru mine eșalonul principal. Să știu că de la cele 4 milioane, 5 milioane, 6 milioane de private cu care, între ghilimele, se laudă România
medievală la ora asta, 50%. Așa, 50%, bineînțeles că în spațiul rural trăiesc 45-48% sau 30% din populația țării. Asta m-ar interesa pe mine. După aceea m-ar interesa să nu mai văd atâția câini vagabonzi peste tot și să aud de dramele de care am auzit și aud și gropile din drum. Da, după aceea, iertați-mă, și drumuri și gropile, da, și irigații, să roagă pentru ploaie, bine, așa vă spun, trecem la universități, trecem la învățământ, trecem la sănătate, la condițiile groaznice, tot de lazaret din sănătate și așa mai departe, dar una peste alta, și cu asta o să închei, în legătură cu trimiterea aceasta la cota unică, spre exemplu, sau nu, la codul fiscal. De ce nu s-a făcut o dezbatere publică? Corect. Doi, de ce nu s-a făcut o dezbatere de către specialiști, să nu mai fie întrebat doctorul Paul Purea sau nu știu care politician sau nu știu care avocat sau nu știu care moderator. Specialiști. În Germania m-ați întrebat, nu ați vedea decât de 3-4 ori o discuție vizibilă în mass media. Restul, ei, așa cum v-am spus, lucrează ani de zile până vin cu niște legi, dar legea după aceea este lege care vine într-adevăr în folosul și în favoarea omului de rând, una la mână, și doi, sunt niște lucruri atât de bine puse la punct de dezbătute încât nu mai vine să spună președinte, bine că nu este cazul în Germania, nu președintele validează ceva, așa, că a ajuns la cancelarul Germaniei sau nu știu ce s-a întâmplat. Asta este diferența foarte mare și pe mine m-a supărat enorm de mult până și atitudinea președintelui. Eu spun așa, nu poți să arunci ceva numai de dragul de a arunca, nu domnule, nu am promulgat legea. Dar spune domnule, de ce nu ai promulgat? Ce s-a întâmplat? Vino cu niște specialiști. Consilierul la 3 zile. E adevărat. La 3 zile a spus și nu inițial. Dar să fac o discuție, așa cum a făcut pentru armată, pentru toate, a discutat cu așa, trebuia să... E adevărat că dumnealui vorbește mai puțin sau deloc sau asta, dar măcar consilierii să aibă o comisie prezidențială, niște consilieri extraordinari, că nu ne jucăm cu aceste legi care pot să dărâme cândva întreaga construcție aceasta a României, care să se ducă până și la pierderea identității. Așa, plecând de la un cod fiscal populist sau nepopulist, care în final nu vrea decât să acapareze cât mai mult sau să, știți, să scape, să corecteze malformația asta care s-a întâmplat la 16 noiembrie 2014. Venim noi cu niște măsuri acum extraordinare, doamne, de în favoarea populației României, pentru că la anul este an. Aș vrea mai mult, așa cum spuneți și dumneavoastră, aș vrea să văd și eu o clasă politică, niște ministere care să imediat după alegeri să ia niște măsuri sau să astupe gropile din drum și nu cu 2 săptămâni înainte de alegeri. Asta este durerea poporului nostru, a poporului român, cred eu. Și atâta timp cât nu va veni o clasă politică nouă, sigur că nu poți dintr-o dată, măcar să rămână câțiva parlamentari care să arate celorlalți care vin noi unde să se așeze, că nu o să știe probabil. Dar numai pe această funcție de a arăta, de ghiz, nimic altceva. Restul, când ar încerca să mai vină parlamentarii noștri cu nu știu ce legi, amendamente și așa, să spune, nu, ai avut timp, un sfert de secol, ai avut timp să faci tot. Acum știm tot de ce ești în stare, nu vrem decât să ne arăți locurile în Parlament unde să se așeze X, Y și celălalt, care trebuie să schimbe categoric întreaga viziune a politicii românești de care noi ne lovim de 25 de ani și care au distrus această țară mândră și frumoasă, vorba lui Bălcescu, așa, și binecuvântată de Dumnezeu. Noi ne-am bătut joc de ea și uite, ajungem până și acum cu acest cod fiscal, tot să fim într-un fel
de râsul Europei și de râsul a unui om cât de cât inteligent, care și-ar da seama că nu este treaba noastră acest cod fiscal, ci într-adevăr să facem și să vină specialiștii cu niște măsuri și cu un cod fiscal care să fie și rezonabil, dar să fie în același timp și foarte bine documentat și fără să existe contradicții între credit și debit, să zic așa, între aceste două talere a balanței. Nu poți să vii și să ajuți și să faci dintr-o dată, zic în glumă acum, milionar pe cineva, fără să nu faci săraci încă poate 1000 de oameni alături. Așa este. Domnule Titi Sultan, președintele a trimis spre reexaminare codul fiscal în Parlament. Astăzi s-a anunțat Parlamentul în sesiune extraordinară la sfârșitul lunii august. Ce credeți că va urma? Aș porni întâi de la o idee pronunțată de ilustrul gânditor francez Maurice Duverger, care a spus că biserica și statul există atâta timp cât se crede în ele. Din păcate, în România, credibilitatea în stat, respectiv în instituțiile care reprezintă statul român, puterea executivă, guvern, președinte, precum și în puterea legislativă, parlament, sunt scăzute. Practic, aceasta se vede prin absenteismul la vot. Iar în privința codului fiscal, vreau să vă spun că acea posibilitate a președintelui de a trimite legea spre reexaminare este o posibilitate constituțională prevăzută de articolul 77, iar în presă și nu numai în viața politică se precizează faptul că avea și modalitatea de a consulta guvernul, o dispoziție constituțională consacrată de articolul 86, unde spune că președintele poate consulta guvernul cu privire la probleme urgente și de importanță deosebită. De asemenea, la articolul 87 se precizează că președintele poate lua parte la ședințele guvernului în care se dezbat probleme de interes național privind politica externă, apărarea țării, precum și asigurarea ordinii publice. În contextul reexaminării legii, guvernul avea trei posibilități, am spus și emisiunea trecută, printre care una dintre ele este convocarea Parlamentului în sesiune extraordinară, este o dispoziție prevăzută de articolul 66 alineatul 2 din Constituție, unde se precizează că președinții, birourile permanente, Camera Deputaților, Senatul, precum și președintele României, și nu un număr de o treime de număr deputaților și senatorilor, pot convoca Parlamentul în sesiune extraordinară. Convocarea acestora se face de președinții camerelor. Pot să spun că s-a ales posibilitatea cea mai simplă, din punctul meu de vedere, pentru că dacă s-ar fi trimis la Curtea Constituțională pentru exprimarea unei decizii cu privire la constituționalitatea unor articole sau codului fiscal în ansamblu său, atunci procedura ar fi fost mult mai greoaie, ar fi durat mult mai mult, pentru că de la pronunțarea deciziei Curții Constituționale ar fi trebuit să treacă un termen de 45 de zile în care Parlamentul ar fi trebuit să pună de acord dispozițiile prevăzute în decizia Curții Constituționale cu cele stipulate în nou cod fiscal. Codul fiscal este un act normativ care a suferit cele mai multe modificări în ultimii ani. Este normal să avem un cod fiscal care să corespundă noilor necesități economice, atât pe plan național cât și internațional, dar trebuie avut în vedere și faptul că, așa cum spunea consilierul prezidențial Cosmin Marinescu, trebuie să-l citesc, că reprezintă punctul de vedere al instituției prezidențiale, punerea în aplicare la un noului cod fiscal ar crea un excedent bugetar excesiv, care în situația în care avem o situație macroeconomică bună ar duce la grave disfuncționalități în sistemul de aplicare a acestuia și mai mult decât atât se spune că nu ar avea vizul Comisiei Europene, precum și a Fondului Monetar Internațional, deși s-a spus că l-ar avea. Mai mult decât atât, vreau să vă spun că ar fi trebuit consultații, din punctul meu de vedere, specialiști în domeniul nu neapărat al dreptului financiar și fiscal, ci a celor care conduc administrațiile financiare, care conduc direcțiile de impozite și taxe, pentru că ei știu cel mai bine ce lacune există în acest sistem al aplicării
codului fiscal în vigoare. Vorbesc pentru că deocamdată acest nou cod fiscal nu putem spune că intră în vigoare decât în momentul în care este promulgat de președintele României. În situația în care, după desfășurarea acelei sesiuni extraordinare a Parlamentului, codul fiscal este adoptat în aceeași formă, atunci președintele este obligat ca în termen de 10 zile de la primirea acestuia să-l promulge. Chiar dacă vine în aceeași formă. Mai mult decât atât, din punctul meu de vedere, mai există o dispoziție, un ordin, de fapt, al președintelui ANAF, ordinul 17 din 7 ianuarie 2015, care, practic, vine în contradict cu dispozițiile codului fiscal actual. Mai mult decât atât, există situații în care agenții economici care vor să-și înființeze societăți comerciale și vor să fie plătitori de TVA, în 90% din cazuri, și asta am discutat cu cei care lucrează în sistemul administrației fiscale, au spus că 90% din cazuri statul, prin un aviz emis de către direcție din cadrul ANAF, nu le dă acest drept de a fi plătitor de TVA. 90% din cazuri. Din păcate spun asta și tocmai de aceea consider că ar fi trebuit o mai mare transparență a discutării și a, eu știu, a stabilirii lacunelor pe care le-ar avea intrarea în vigoare a acestui cod fiscal. Dacă nu există lege perfectă, pot să consider că orice în lumea asta este perfectibil. Că, să spunem, prevederile sunt bune, ar trebui să ducă la niște îmbunătățiri, dar s-a văzut și, repet, s-a văzut în cazul reducerii la pâine, de exemplu, sau la altele. Dom'le, nu se revăd în prețurile după tarabă, după raft, nu se regăsesc acolo. Bine, deci e un domeniu, dar sunt mai multe domenii în care probabil... Și sau, iertați-mă, taxa de la ce tot aud mereu, de la podul acela de la peste Dunăre, de la Cernavodă, așa, și peste Dunăre la Bulgari, după aceea... Aceea încasează primăria Giurgiu. Accizele și așa mai departe, deci un caz aparte, vineta și altele și altele care să se resimtă și să se vadă în șoselele din România și altele și altele și altele. De ce? Ar trebui să mergem și de aici, din nou, până la rădăcina lucrurilor. Sigur, domnul avocat este în temă și, uite, ne pune la punct cu legi, cu paragrafe și așa mai departe, așa și cum îi stă bine unui avocat, dar, pe de altă parte, noi, realmente, eu care sunt chirurg, iertați-mă, numai doar atât să spun, dacă nu mergem la tumoarea aceea primară, de unde pleacă rău, și asta este corupția din România, și corupția, să vedem de unde și până unde, nu vom ajunge niciodată la reforme și la coduri fiscale sustenabile. Sunt nevoiți și foarte să vă întrerup, suntem nevoiți să luăm pauza de publicitate. O să revenim și o să vedeți și un material cu un expert, da, în economie, domnul Mugur Isărescu. De probleme, dar pachetul de reduceri din punct de vedere economic și financiar este, se spune așa, inaplicabil. Deci eu nu văd cum s-ar putea aplica la grămadă, dintr-un singur moment, 6 măsuri de o asemenea dimensiune. Trimiterea spre Parlament la reexaminare a codului fiscal în sensul de acest pachet de măsuri, nu codul ca atare, de fapt. Este un lucru înțelept, așa cum este o măsură înțeleaptă decizia premierului de a organiza o sesiune extraordinară. Dom'le, nu tai și porumbă măsuri. Păi ce facem? Tăiem taxele și până apucăm să măsurăm, să vedem dacă mai putem să tăiem și în partea altă la cheltuieli. Apare deja o discrepanță. Cheltuieli mai mari pentru educație, să terminăm drumurile, autostrăzile, dar nu poți să le faci cu reducere de taxe. Nu încape. N-ai cum. Am revenit în direct. Ați văzut, stimați telespectatori și stimați invitați, părerea, poate spun eu, cea mai bine, cea mai autorizată legată de acest pachet de prevedere ale noului cod fiscal. Domnul Mugur Isărescu, un om pe care
populația în general îl consideră poate cel mai bun finanțist la momentul actual al țării, care a fost propus în nenumărate rânduri și de premier și... Și ca încredere. Și ca încredere stă foarte bine în sondaje, în general. Sigur. Dânsul a spus-o foarte clar. Ce facem? Întâi tem și după aia stăm să ne gândim de unde acoperim, de unde mai punem la loc. Dacă îmi permiteți, îmi pare bine că ați dat această intervenție a guvernatorului, pentru că vreau să fac o completare la ce s-a discutat în prima parte a emisiunii, că atât FMI-ul, și în paranteză aici spun, știm prea bine că premierul Ponta a spus că nu vrea să mai continue tratatul cu FMI-ul, deci și FMI-ul și Uniunea Europeană și Consiliul Fiscal și guvernatorul și Banca Mondială, toți au spus că dacă se aplică acest cod fiscal, e rău pentru România. Și acum guvernatorul ne-a explicat și a spus foarte clar, a arătat care e situația. Toate aceste măsuri luate odată, sigur, așa cum am spus și mai devreme, vor crea o gaură imensă în buget. A mai anunțat zilele acestea, chiar astăzi a anunțat ministrul de finanțe că se gândește ca o parte dintre aceste măsuri să le ia chiar de anul acesta. Este o idee năstrușnică, dacă pot să-i spun așa ceva, pe spinarea populației și pe spinarea mediului de afaceri. Pentru că toate aceste lucruri vor avea repercursiune asupra mediului de afaceri și asupra populației, pentru că vor interveni alte taxe și alte surse de venituri la bugetul statului. Și încă un lucru aș vrea să spun. E adevărat, trebuia făcută o dezbatere publică. Era obligatoriu când ai așa o lege importantă, codul fiscal, trebuie să ai o dezbatere publică în care toți specialiștii să, așa cum spuneam toți de la masă, trebuie să spună părerea, trebuie să analizeze. Nu noi, cei care suntem oameni politici sau de alte profesii sau cu alte competențe, specialiștii trebuiau să analizeze și ceea ce am spus și mai devreme, specialiștii au spus că este un rău acest cod fiscal dacă se aplică în condițiile în care premierul le-a prezentat. Și cred că președintele a greșit. Președintele trebuia că să discute de mult de acest cod fiscal. Trebuia să convoace partidele la discuții, așa cum a făcut-o pe alte domenii, și aici mă refer la bugetul pentru armată și la alte lucruri pe care le-a discutat. Trebuia să convoace partidele la Cotroceni cu specialiștii pe care i are și specialiștii de la Banca Națională și toți ceilalți la Consiliul Fiscal și să analizeze din timp, nu să pe genunchi să iei această decizie și să apari în Parlament. Sigur că în afară de membrii PMP care au fost împotriva acestui cod fiscal, restul toți ceilalți au votat pentru codul fiscal. Și acum sigur că apare lucru neserios când PNL-ul vine și zice da, că n-a fost, nu e codul fiscal, nu e cel pe care l-am gândit noi, dar ai votat totuși acest cod fiscal în unanimitate. Nu l-au studiat, sigur, a fost populist. A fost vorba de măsuri populiste în vederea următoarelor alegeri. Da, au zis că face bine și pentru unii și pentru altă. Dar și cu asta închei. Eu cred, că am spus și mai devreme, cred că acest cod fiscal nu va trece la sesiunea extraordinară și el ce va cădea. Bazați, cred că lumea, în primul rând, vorbesc de parlamentari, cei care votează, pot acum mult mai bine să analizeze, după discuțiile care se fac peste tot, și să iau o decizie în cunoaștere de cauză. Nu ca până acum, doar pentru că liderul de grup a ridicat degetul în sus și atunci au votat. Acum, din ce în ce mai mult, ei vor vedea care e situația și își vor da seama că toate astea se vor întoarce împotriva lor. Iar PNL-ul și eu cred că și UNEPR-ul, pentru că vă spun drept, eu am fost când s-a votat moțiunea de cenzură a guvernului MRU și am fost în sală și am votat. Și chiar dacă vicepremierul Oprea spune că el și-a respectat cuvântul, nu și-a respectat cuvântul. Adică așa cum a trădat atunci UNEPR-ul, așa cum a trădat și acum când a fost votarea, știm prea bine, interesului național, la fel va face și la următoare, în august, la sesiunea extraordinară. Și mai sunt și alții care vor vota acest lucru. Deci părerea mea e că va cădea acest cod fiscal și nu știu când se va schimba. Bine, anumite prevederi în nou cod fiscal. Da, nu, vorba dacă de... ar fi în ansamblul lui, dar mai ajunge la... Să discută acum să votează în ansamblu. Da, cum se votează în ansamblu. Da, se au în vedere amendamentele propuse de președinte. Exact. Ca să termin ideea mai dinainte de pauză. Într-adevăr, au trecut 7 luni de mandat ale președintelui Klaus Iohannis și puteți să trage concluzia că nu și-a manifestat până acum un rol activ
în exercitarea prerogativelor constituționale pe care le are, în sensul că nu am văzut până acum să exercite funcția de mediere între puterile statului pe cum sunt stat și societate, dovadă acest cod fiscal. Nu am văzut să ia parte la ședințele guvernului. Nu am văzut să, eu știu, să convoace Parlamentul în vreo sesiune extraordinară dacă a fost nevoie. Dar 12 deplasări, este vreodată, da. Vă rog să nu... Nu l-am văzut să aibă un rol activ în politica externă. Președintele României este comandantul Forțelor Armate și exercită funcția de președinte al CSAT. Nici aici, în afară de Strategia Națională de Apărare, care a fost impusă de contextul european ca urmare a integrării ca României, NATO și așa mai departe, n-am văzut, în timp ce președintele Băsescu, nu că îi țin partea, că n-am niciun fel de motiv, sunt total echidistant, a avut un rol mult mai activ, în special în materia consultărilor cu reprezentanții partidelor politice, precum și a membrii ai puterilor statului, exercitând funcția de mediere și luând parte la ședințele guvernului în care se zbăteau probleme de interes național. Este într-adevăr o prerogativă pe care și-a exercitat acum în virtutea, eu știu, sfaturilor pe care le-a primit de la consilierii prezidențiali pe care îi are, și acum urmează să vedem ce se va întâmpla în luna august, la sfârșitul lunii august, vis-a-vis de această sesiune extraordinară, dar eu consider că această reexaminare a avut probabil ca efect și modalitatea prin care guvernul va răspunde la dezbaterea noului cod fiscal. În sensul că dacă și-a angajat răspunderea, exista posibilitatea să fie demis. Da, potrivit articolul 114. Domnule Sultan, să nu uităm că la 40 de km de granița României este un război. Da. Și CSAT-ul nu se întrunește. Președintele nu cheamă și avem război la 40 de km. A avut o singură ședință a CSAT-ului. Să poate, ne gândim, spuneați de președintele Băsescu, câte ședințe de CSAT a avut când erau probleme importante. Imediat era primul lucru. Dânsul se plimbă, să duce la Salzburg, să vadă aici, piese. E frumos, sigur, dar ești președintele României într-o situație de criză. Vă dau și eu dreptate. Să poate. Pentru că, părerea mea, ar fi un președinte într-o țară cu asemenea probleme cum este România, ar trebui să-și canalizeze atenția, eforturile, energiile spre a rezolva foarte, foarte multe probleme din țară și numai apoi, poate în ultima jumătate a mandatului acelui președinte, să facă și să facă destule călătorii în lume, să cunoască alți președinți, alți premier, regi și așa mai departe, când într-adevăr se poate lăuda cu ceva peren și extraordinar realizat în țara asta, deocamdată bătută de Dumnezeu. 2. Spuneați dumneavoastră că o să treacă acest cod fiscal, nu o să treacă, eu vă spun că o să treacă, pentru că, nu, sigur, niciunul dintre noi nu trebuie să facă pe oracolul din Delphi, dar unde și acolo spunea nimic peste măsură sau nimic prea mult, ceea ce spunea și guvernatorul băncii, nu poți dintr-o dată 6 lucruri să țintești 6 ținte deodată cu obiectivele. un singur glonț. Problema este, eu mă întreb, de ce acest mugur Isărescu, dacă este atât de grozav și de bun, nu a fost consultat până acum? De ce s-au grăbit cu acest cod fiscal dacă într-adevăr în ultimul deceniu n-a avut parte România de un asemenea cod? De ce a trebuit tocmai acum să apară înainte cu foarte puțin de o vacanță parlamentară? De ce tocmai acum, cu un an înainte de un an electoral? În 2016 și multe, multe alte întrebări. Întrebările sunt retorice. Sunt întrebări și retorice, dar da. Sunt întrebări și pe care ar trebui fiecare cu ceva neuroni în cap și cu bunăvoință pentru țara asta să și le pună. În al doilea sau al treilea rând, trebuie să mai amintesc că așa cum noi
suntem obișnuiți să facem lucruri de mântuială, eu sunt aproape convins superficial că și acest cod fiscal este tot un lucru făcut doar de mântuială deocamdată. Dacă am luat fiecare din cele 6 puncte de care vorbea guvernatorul Băncii Naționale, să-l analizăm, să-l disecăm exact cum se face într-o sală de disecție și să găsim, știu eu, formațiunea aceea pe care noi o căutăm, sunt convins că am fi foarte, foarte dezamăgiți. De ce politica noastră nu se bazează pe specialiști, se bazează pe polilogie și pe acești activiști, pseudo-activiști politicieni de, să mă ierte pe mine, de doi bani, care ar trebui să-și vadă de treburile lor politice și să nu se amestece chiar atât de mult în probleme de specialitate. Cum vreau, de fapt, sigur că este un cod fiscal, o operă așa sculptată de un anume guvern, de un anume partid. Foarte bine. Deci au rolul lor și politicienii, dar nu în constituirea unei, asta vreau eu să spun, ci pur și simplu să fie specialistul și care specialist să-i dea de înțeles și acelui politician că trebuie votat un asemenea cod care vine practic în favoarea, în interesul poporului și, de ce nu, chiar și în promovarea unei politici mai altfel decât politica cu care noi am fost învățați de între cele 6 prevederi se numără și cea anulării, așa zise, taxe pe stâlp, inventată tot de guvernul Ponta. Da. Și superacciza la benzină. Dar, superacciza care? Aia de 0,7, și aia se scoate. Bun, apropo, că a zis de superacciză, dar în nou cod, de ce nu s-a prevăzut și anularea acelei taxe incluse la orice litru de carburant pentru datoriile Bancorexului, pentru pierderile de la Bancorex? Deci, dar le-a uitat nimeni, ar vrea mai contabilizat nimeni. Noi facem măsurile înainte, ceea ce spuneam, fără să avem o bază reală a datelor, fără să avem o gândire reală, conformă cu realitatea practic și așa mai departe. Asta până este. Acum, în atâția ani de zile, nu s-au recuperat pierderile de la Bancorex până ce s-a adunat universitările. Deci nu o să recupereze vreodată și alte pierderi. Vedeți, iertați-mă iarăși, nu mai intervin după aceea 10 minute, așa, exact ceea ce se întâmplă cu DNA-ul și cu atâtea, știu eu, arestări, ba la domiciliu, ba definitive și așa mai departe, fără ca acești oligari politicieni sau nepoliticieni să contribuie, nu să contribuie, tot între ghilimele, dar cu ceea ce au furat, să dea înapoi la ceea ce au furat. Și pentru doctor, că eu, iertați-mă, eu vin realmente dintr-o țară unde un milionar în Germania nu devine, dacă are o firmă cineva, decât la a treia generație. Milionare acolo devin doar cei de la loto. Care câștigă, nu știu cum. În tranziție în toate țările a fost așa. Sigur. Și la cei și la polonii, da, ca la noi, dar, și la bulgari, și la ruși. Așa au fost, poate cu rușii, legislația permite să... Dar nu trebuie să mai permită. Și noi am distrus o țară pentru că noi, acum dumneavoastră veniți cu argumentele astea, dar eu vin cu un alt argument adevărat sau contraargument. De ce noi suntem ultima țară din Europa în 90 și ceva la sută din aspectele pe care le analizăm? Așa trebuie văzută problema. Deci noi, una, și fără ca să vorbesc eu ca foarte mulți politruși din ăsta să ne batem cu pumnul în piept că noi țara cea mai bogată și așa. Da, noi am fost una a echilibrului bogăției, dacă vreți, din toate am avut această Românie. Dar și avem o forță umană extraordinară. De ce a trebuit să se ajungă la ceea ce s-a ajuns? Deci noi nu mai trebuie, eu asta vreau și cu politicieni și cu cei cu care discut, să mai facem comparații. Noi nu avem voie să facem comparații, noi trebuie să ne îndreptăm toți atenția spre a corija, a corecta, a ajunge la o altă politică decât cea care am văzut unde a dus până acum, că a dus la distrugerea acestei țări, iar pe poporul nostru l-a băgat
în cea mai cruntă sărăcie. Noi mereu vorbim de România, oamenilor care, a 600 de mii de români care merg la mare, în străinătate, la munte, pe an și așa mai departe. Exact cum se proceda cu vacile lui Ceaușescu, duse în vagoane din satul mare până în Giurgiu și din Giurgiu până la Iași sau nu știu unde, așa se întâmplă acum. Noi discutăm de România celor 600 de mii de români care au de toate. Au autoturisme, nu știu cum, se duc la mare, se duc, uite cât de grozav. Lor li se iau interviuri. N-am văzut niciun un jurnalist care să stea la, cum ziceam eu și am început cu asta, la fundul grădinii, să privească prin gard și să vadă pe ploaie când se duce omul ăla năcăjit cu ceva în cap, așa, ca să se ducă în privata lui. Să le întrebe acolo, dar domnule țăran și nu știu ce, de ce te duci acolo, de ce n-ai putut să-ți faci în casă sau hai să te ajutăm să-ți faci. Nu, noi discutăm despre ăștia la alții, cât de grozav suntem noi. Noi deocamdată nu avem voie să spunem cât de grozav suntem. Noi trebuie să spunem, da. Numai iertați-mă și cu asta chiar încheiat, să rezolvăm anumite probleme și după aceea să ieșim, să ne batem cu pumnul în piept și să spunem că într-adevăr am realizat și am făcut și știm să ne agonisim și știm să ne guvernăm noi pe noi. Iertați-mă de nu nici eu, ați spus foarte bine, sunteți un patriot cu adevărat. Sunt, pentru că mă doare ceea ce se întâmplă cu România. Cam astea sunt problemele noastre. Și astăzi, ca să fie așa, parcă bomboana pe colivă, vine subalternul domnului, cum îl cheamă pe nou, președinte al PSD-ului? Liviu Dragnea. Liviu Dragnea. Pe Teleolteanu. Nu. Subalternul, vă referiți la Ponta, nu? Da, vine subalternul cu... Da, dar se laudă, uite, vă iau eu acum o secundă, el se laudă mereu că este cuman. Și asta nu este rău. Da, mereu o spune Teleormânenii și el, eu personal, eu nu l-ați auzit niciodată? Eu am copilărit în Teleorman și spun așa. Da, foarte bine, nu este rău. Însă vine așa cu bomboana asta pe colivă, cu un nou proiect de buget, unde spune, domnule, nu avem tăieri, dar avem niște tăieri, dar știți că de fapt avem prea mulți bani și avem de unde să dăm. Și avem excedent. Dar avem rectificarea bugetară. Aș vrea, dacă se poate, aș vrea să dau și mai ales pentru cei care ne privesc, să dau datele exacte. Ce înseamnă toate aceste măsuri din codul fiscal, care în împreună reprezintă 7 miliarde de euro, adică 4,7% din PIB-ul României. Da, da, da. Și atunci, de pildă, reducerea TVA-ului de la 24 la 9 la alimente înseamnă 5 miliarde de lei, deci peste 1 miliard de euro. Reducerea TVA-ului de la 24 la 19, 9 miliarde de lei, peste 2 miliarde de euro. Impozitul pe dividende, care se reduce de la 16% la 5%, 1,4 miliarde de lei. Eliminarea accizei pe carburant, de care știm prea bine că s-a pus tocmai ca să facă drumul, nu s-a făcut un metru de drum, 2,8 miliarde de lei. Taxa pe stâlp, 1,4 miliarde de lei. Alocația, dublarea alocației pentru copii, 2 miliarde de lei. CASE-ul cu 5 puncte, 4 miliarde de lei. Iar pensiile speciale, parlamentari, polițiști, care mai sunt, încă 1 miliard de lei. Asta sunt câteva dintre ele cele mai importante. Deci, în total, deci, se ajunge la 7 miliarde de euro. 7 miliarde de euro. E aproape 5% din PIB. Da. Așa, adică, și tu nu spui cum aduci înapoi acești bani, de unde iei banii ăștia. Împovărează tot pe români. Da. Acum, și apropo de drumul, dacă... să lăuda Ponta când săptămâna trecută, dacă, domne, dăm noi de la guvern, pornim primii 10 km de la Comarnic, parcă dădeam așa de la venea cu ei sau, iertați-mă, să văd niște măsuri contra evaziunii fiscale, unde toate specialiștii vorbesc în România, știți dumneavoastră mai bine decât mine, că se ajung la sume astronomice care sunt sustrase. S-a mai găsut, spre exemplu, 15, 20, 30 de miliarde. Direcția. Atunci, da. Colectarea TVA-ului, la ora actuală, se colectează 30% din TVA. 30% din TVA. Și din ăsta vrea acum să se reduc. Exact ce a spus, evaziunea fiscală aici. Nu știu dacă avem pregătit materialul în regie cu declarațiile de astăzi legate de nou scandal, noua sămânță de scandal. Regia? Până atunci... În schimb, dacă nu... Vă rog, mai spun un singur lucru. Președintele ar putea să folosească și de prerogativa prevăzută la articolul 88 din Constituție, adică să adreseze Parlamentului mesaje cu privire la principale probleme politice ale națiunii. Până acum n-a făcut acest lucru, are posibilitatea să o facă, să vedem dacă se va folosi de această prerogativă. Să nu uităm că trăim într-o republică semiprezidențială. Din păcate, trebuie să luăm o nouă pauză de publicitate.
scuze, revenim cu un material, o să vedeți părerile politicienilor. Foarte importantă publicitatea, așa că trebuie. Asistăm pentru prima dată după 1990 la o rectificare care se face la sediul unui partid, nu la sediul guvernului, bugetul țării transformându-se astfel clar în pușculița PSD. Rectificarea nu are viziune, nu îndreaptă resursele către politici publice importante, acoperă numai necesități politice și populiste. Nu s-a prezentat public dacă s-a obținut avizul Consiliului Fiscal. Rectificarea reprezintă disperarea lui Ponta de a controla Partidul Social Democrat prin alocarea unor sume imense pentru baronii PSD. Chiar în condițiile unei colectări mai bune, nu ar trebui tăiat niciun leu de la sănătate, unde necesarul este cu mult peste bugetul aprobat, iar păstrarea sumelor Ministerului Sănătății ar fi permis finanțarea mai bună a programelor din sănătate. De la sănătate s-au tăiat, știți bine, se vor tăia peste 600 de milioane de lei. Deși televiziunea română se află într-o situație disperată, guvernul îi taie fonduri, ceea ce arată foarte clar dorința de politizare a acestei instituții. Ce vor rezolva prin această rectificare? În primul rând, o creștere responsabilă a deficitului în condițiile în care Ponta dorește o relaxare fiscală. Apoi se taie aproape 1 miliard de lei de la Ministerul Transporturilor. Bani de investiții. Cum crede Ponta că poate acoperi golul lăsat prin măsuri de relaxare fiscale dacă marile investiții publice sunt tăiate? Tot această tăiere de la Ministerul Transporturilor, a banilor de cofinanțare a proiectului europene, arată că guvernul dă un șut unor bani care ar fi venit pe gratis în România și preferă să redicționeze banii către baron pentru a fi cheltuiți în așteptarea alegerilor. Suntem într-o situație geostrategică delicată. Vedeți ce se întâmplă în Est. Ponta a semnat și pactul de la Cotroceni, susținând și dânsul că PSD-ul este de acord cu un buget de 2% pentru Ministerul Apărării. Dar iată că taie și de la apărarea 100 de milioane de lei. Din bugetul statului au mers spre investiții în primele 6 luni doar 3,8 miliarde de lei. Adică cu 20% mai puțin decât în anul 2014, că doar cum investițiile au fost foarte bune. De aici și zicara, ce mi-e Ponta, ce mi-e Dragnea. Pentru că dacă Ponta ca ministru, că dacă Dragnea ca ministru al dezvoltării a modificat legislația și prin pixul lui, prin ordinul de ministru și nu prin hotărâri de guvern, a alocat banii de la Ministerul Dezvoltării, iată că acum face acest lucru cu tot bugetul de stat al României. Deficit de 13 miliarde de lei, adică să cheltuiască mai mult decât să încaseze. Pe primele 6 luni, România are un plus de 4 miliarde de lei. Deci n-a cheltuit mai mult decât a încasat, ci a încasat mai mult decât a cheltuit. Asta înseamnă că putem să dăm toți banii pentru dublarea alocațiilor pentru copii, care nu era prevăzută în buget, pentru celelalte legi care de asemenea nu erau prevăzute în buget, și mă refer la diplomați, la grefieri, la personalul nedidactic, și că tot rămânem cu bani pe care să sperăm că putem să-i cheltuim cât mai bine până la sfârșitul anului. Asta e pe înțeles oamenilor. Altfel, minus 600 cu plus 700, să nu știi că dă pe plus, înseamnă că n-ai fost la matematică. Nu este rectificare. Păi doamnă, ideea e următoarea. Păi dacă sunt mai mulți bani decât în legea bugetului de stat, aia înseamnă rectificare pozitivă. Ce se taie la transport? Se taie acei bani care au prevăzut ca și cofinanțare pentru proiecte care oricum nu se mai facă numai când până pe 31 decembrie, din motivele pe care le știți foarte bine. Suspiciuni, anchete, investigații și asta e. Nu e în fiecare an din ce în ce mai rău, dacă vreți să știți adevărul. În sensul că în fiecare an sunt din ce în ce mai multe investigații și anchete și, sigur, proiecte care nu se pot continua. Dacă vorbim de matematică pe care o înțelege orice om care n-a studiat bugete, trebuie să fim cu minus 13 miliarde, suntem cu plus 4 miliarde. Deci în limba română și în toate limbile din lume, asta înseamnă rectificare pozitivă, că sunt mai mulți bani decât era prevăzut în bugetul de stat. Inclusiv rectificarea, e o lege care va merge în Parlament. Vă aduc aminte că miniștrii de finanțe și domnul Todorovici și domnul Vulcov
au mers la toate partidele și la PNL a fost. Le-a explicat codul fiscal, l-au înțeles, l-au votat și după aia s-au răzgândit. Deci nu e normal, logic, până la urmă Parlamentul e cel care votează. Deci, stimați telespectatori, bugetul e pe plus. Bănuiesc că și noastră le simțiți în viața de zi cu zi, cum buzunarele vă sunt din ce în ce mai pline, la cumpărături coșul din ce în ce mai plin. Stimați invitați, o ducem din ce în ce mai bine, dar nu prea ne dăm noi seama, nu știu, nu suntem noi recalcitranți așa cu guvernul ăsta care face numai bine țărișoarei noastre. Venind înspre dumneavoastră, am văzut aici două spații unde erau magazine care acum spuneau de închiriat. Apropo că ne merge mai bine. Astăzi dăm ce în ce mai mult. Apropo că ne merge mai bine și vedem toate aceste inepții și prostii pe care le spune Ponta și nu e prima dată că ne-am obișnuit cu el, în care spune dumneavoastră rectificare pozitivă, dar asta nu înseamnă că nu pot să iau un miliard de la transportul sau cum? Păi asta nu înseamnă că rectificare pozitivă. Ce ai în plus, dai în plus. Îmi permit să vă contrazic un pic, a spus altfel. Domne, sunt proiecte care nu se vor mai aplica. Până în decembrie sau nu vor mai ajunge. Nu vor mai ajunge. Dar dacă s-ar face un calcul și am impresia că l-a făcut la un moment dat cineva relativ recent, sunt peste 20 de miliarde de lei care s-au dus pe apa sâmbete numai pe proiecte care au rămas la stadiul de proiect și atât. Stadiul de fezabilitate. Da, asta înseamnă că tu ca guvern ai făcut un buget prost. Din moment ce ai dat acești bani la transportul, dar n-ai reușit mai departe să implementezi. Sunteți rău, domnul Zătrănu. Poate au crescut încasările, poate eu știu. Încasările au crescut de 4 miliarde. Puteau să, foarte bine, că au, dar trebuiau să se folosească și acei bani și mai ales când vin în discuție și banii din fondurile europene, deja eu consider că este de domeniul unei adevărate crime. Crime ce se întâmplă în România an de an, spre exemplu, să faci cadou 10 de miliarde Uniunii Europene. Adică tu să nu fii în stare pur și simplu să absorbi acei bani. Și vă spun, și ajungem iar la exemplu Poloniei. Și ajungem, da, care, spre exemplu, au 100, bine că au o populație, Polonia are o populație mult mai mare decât România și suprafața teritorială, dar ei au 103-105 miliarde pot să absorbă și am impresia că atât până aici vor ajunge, în intervalul ăsta până în 2020 o să absorbă 80 și ceva de miliarde. Noi avem 40-45 cu ceea ce ne rămâne din urmă, din anii care au fost acum, cred că s-au S-a terminat anul acesta. Nu, dar vă aduceți aminte că vă întrerup când Ponta a ieșit și l-a tras la răspundere pe Băsescu, care a zis că nu știu să negocieze, că a luat numai 40 bine, de miliarde. Foarte bine. Și nu sunt în stare să cheltuiască miliarde, așa, practic, nici 20 de miliarde, fără calculele astea bezmetice neverificate de către cineva, spre exemplu. Eu sunt convins că noi, până la sfârșitul acestui cincinal, între ghilimele, de a lua bani din Europa, nu o să ajungem nici la jumătate la câți bani noi am putea ca să aducem. Vă dau un mic exemplu și e imposibil să nu știți despre ce vorbesc, domnule Zătreanu, mă refer mult spre celălaltă, mai ales că ați lucrat și în situația locală. Undeva la anul 2013, dacă nu mă șel, România și-a asumase obligativitatea ca în marile orașe, în municipii, să existe acele crematorii. Deci, practic, din gunoi producea energie electrică sau, eu știu, altfel de energie. Nu s-a făcut nimic. Ba da, mi se pare că la Satu Mare, cred că e singurul loc din țară unde s-a făcut. În București și Ilfov nu s-a făcut pentru că s-au certat pe locație. Oprescu și cu fostul președinte al Consiliului Județean, acum nu mai știu care... Nu, dar făcuse cu bani privați, făcuse prigoană, dacă țineți minte. Făcuse, făcuse tot așa cu gunoiul selectiv. Era un proiect de 300 de milioane de euro, care ar fi ajutat foarte mult în final și era și ecologic și din toate punctele de vedere. Nu s-a făcut, era vorba de bani europeni. La autostrăzi, pentru drumuri avem bani europeni care tot la fel nu sunt folosiți. Se pot face foarte multe lucruri și acum, dacă mi se permite foarte scurt, într-un minut, eu țin minte că prin 90 și ceva, e foarte interesant de ascultat telespectatorii dumneavoastră, cu scurta mea poveste, am avut un prieten, acum nu mai este, s-a dus dintre noi, un mare întreprinzător german. Și a venit la mine la clinică și, Paul, știi, plec în România, facem, noi vom face autostrada.
spre exemplu, Oradea, așa era atunci. Uite, poți mulți care știu să vadă că eu nu exagerez cu nimica. Oradea, București sau cam așa ceva. Nu mai știu. Și știu că îl invidiam pe undeva, că zic, uite, ăsta va lucra acum în România, eu rămân mereu în Germania, acolo. Și după vreo două luni de zile a venit înapoi la mine și zice, nu, nu, Paul, nu se poate, cu românii nu se poate face absolut între nimic. Între timp a mai trecut și Bechtel pe acolo și tot așa. Exact. Și nu, dar ce? Nu, nu se discută decât de șpagă, nu se discută de nu știu ce, cu neamțul. Vă dați seama asta? Eu nu, dumneavoastră mă cunoașteți cât uși de puțin, dar totuși mai dați seama că eu nu exagerez. Nu, 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 nu. Mai știu și ce cuvântul ăsta, auzit de el. Noi știm, dar nu aveți voie. De ce nu învățați un lucru, măcar de la mine? Nu aveți voie comparativ să discutați imediat, dar și neamțul ia șpagă. Neamțul ia... Nu, 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 nu. Era un lucru nou pentru el. Sigur că nu sunt de acord. Nu, ba da. Este eu, spre exemplu, în decurs de 27 de ani în Germania, Dumnezeu este sus și n-ar trebui un chirurg să vorbească așa, așa. Eu n-am primit 100 de euro de la cineva. Nici n-a încercat cineva să-mi dea. Nici eu n-am încercat. Atunci ce să mai e discutăm altceva, noi de șpagă? Ei, vedeți, e altceva. Atunci, vă mai spun altceva. Eu vorbeam de afaceri mari și am operat pe una foarte scurt. Am operat pe una, așa, la cort și care era șefă la un de turism, la o agenție din asta foarte mare de turism. Singura țară așa în care la care sau din care eu nu vedeam poze, așa, și îndemnuri de a merge ba la munte, ba la mare, era România. M-am dus odată special aia și am zis, dar nu cunoașteți România. Eu cu un album, uitați cât de grozavă e România, cât de frumoasă, faceți ceva. Și într-adevăr a încercat iarăși după sezonul respectiv, a zis, nu putem cu românii, nu putem să lucrăm. Adică lăsați-mă, nu-mi explicați mie ce și cum, că de ce, că n-am fi noi pe ultimul loc în Europa dacă totuși am mai spune că lăsați, că și acolo. Nu e adevărat. Este și în Germania, și în Suedia, dacă vreți, și în Danemarca, ceva, dar nu atât de putred ca să-l... Așa? Nu atât de putred ca în România, ca să-l parafrazez pe Shakespeare. Așa. Dar problema este alta și aici trebuie atâta vreme cât noi nu vom schimba clasa politică din România, nu se va îndeplini nimic din ceea ce își propune codul fiscal sau macro, nu știu ce, asta, sau industria. Sau românul de rând, sără. Exact, și așa mai departe. Românul de rând se va duce, cum spun eu, în fundul grădinii și o să-și caute banii pentru pâinea de mâine, iar ceilalți, dumneavoastră, nu vedeți încă un lucru, că este o boală națională la acești oameni, în sensul că e prins, nu știu cum îl cheamă pe ăsta de la Arad, președintele Consiliului Județean. Acum, când DNA-ul, când zi de zi vorbiți pe televizoare, pe ecrane și la radio și peste tot de corupție, de tot, ăla vine și aplicu. Ăla la alt profesor universitar face nu știu ce matrapazlicuri în acolo sau acolo sau acolo. Deci este o boală din care noi nu vom scăpa decât prin înlocuirea acestor oameni. Nu prin corecția venită din partea lor, că acum tot depinde să nu și mai de judecători, că tot... Depinde, sigur că depinde. Dacă este, probe, este justiția ar trebui și... pe prim plan să fie. Care flagratul să e foarte bun. Na. Și ala, trebuie, ala n-ai ce să spui, dar în rest orice acuzații trebuie dovedite. Păi, mă, apropo că tot vorbeam de autostradă și de chinezi, că fac 11 km de autostradă pe zi. Ponta e un mare iubitor al poporului chinez și chiar s-a căsătorit, dacă ne aducem bine aminte, s-a căsătorit cu Daciana în China. A făcut vizite, nenumărate vizite în China, îi place foarte mult. A anunțat la oameni, dacă vor veni, vor veni companii mari din China. Știu și nu aveam... Ieri alaltă am văzut pe nu știu ce televizor, scria undeva jos pe portieră, nu știu ce mare companie chineză vrea să cumpere ultimul. Da. Să nu mai vorbe aruncate așa, neter și... Ca și cu cornutele acelea și cu oile și cu nu știu ce, ce ne facem noi că vin chinezii să ne ia un milion, două milioane, trei milioane, dar noi nu avem decât 500 de mii sau, și trebuie să avem grijă fermierii noștri. Și să fac. Haideți să fim serioși. Să revenim la subiectul zilei vis-a-vis de declarațiile domnului Blaga. Într-adevăr,
rectificarea bugetară ar fi trebuit să se facă prin într-o ședință de guvern, în niciun caz la sediul unui partid, în care să fie prezent și nemembri ai guvernului, mă refer la Liviu Dragnea, am văzut-o și pe Gabriela Vrânceanu Firea și alte persoane din cadrul PSD-ului, care nu, din punctul meu de vedere, nu aveau ce căuta la asemenea discuții, pentru că este o competență exclusivă a Guvernului României. Urmează să vedem dacă Parlamentul va da curs acestor rectificări bugetare prin votul pe care... Asta a fost foarte clar, că Dragnea a subordonat guvernul. Pentru mine a fost foarte clar. Toată această rectificare s-a discutat la partid. Exact. Și a condus-o Dragnea. Dragnea a ieșit după aia și a spus. Dragnea a spus că milionul de la miliardul de la transporturi o să vorbească cu Todorovici să-l dea pe investiții. Dragnea a spus, nu Ponta. După care Ponta, care a venit bine mersi la ședința asta fără baston, la următoarea ședință săracul, în ghilimele săracul, văzând că ușor, ușor începe să-i să ia toate atribuțiile, a venit în baston ca să... L-am văzut în cârje. Acum eu vă spun ca și specialist, acum două săptămâni și cu asta am încheiat, numai 5 secunde, acum două săptămâni deja discutam cu prietenii mei și o să vedeți că premierul, că Ponta va trebui să fie din nou operat. Nu este normal, după, eu cred că sunt 5 sau 6 săptămâni acum, de la intervenția chirurgicală care a suferit-o acolo. Păi vedeți, da, dar cred că am fost printre primii care deja acum 2 săptămâni trebuia să nu mai aibă cârje, deja după 2 săptămâni, după să aibă o orteză. Eu am văzut într-o poză cu doctorii și cu asistentele făcută la spitalul din Turcia și stătea în picioare fără cârje. N-are importanță. Deci cu doctorul alături, cu doctorul care l-a operat alături. Dar asta este o treabă și întrebați specialistul, putea să stea acolo fără să sufere genunchiul lui niciun fel de efort. Deci nu mai era numai presiunea aceea axială, da? Și nimic altceva. Deci problema nu este altceva decât instabilitatea și asta, ci este extensia flexii. Asta este problema și nu de asta. Bine, nu discutăm o problemă de sănătate. Exact. Cazul. Să vedem dacă va fi cazul de interimat, dacă se va opera din nou. Asta este. Să vedem dacă acești bani se vor duce, așa cum afirma domnul Blaga, domnul copreședinte al PNL, se vor duce către baronii locali. Asta e o problemă de urmărit. Să vedem exact destinația. Pentru anul, pentru alegeri. Pentru alegeri. Da, pentru că asta da. Dacă iei de la sănătate și de la numai știu unde și trimis tu la teritoriu. Bolnavi își plătesc, vin cu medicamentele de acasă și știi prea bine care e situația în spitale, le dai baronilor ca să te susțină, da, să-i fidelizezi. Până în septembrie și ar vedem că nu au abecedar în clasa întâi. În februarie, când au apărut? Da, în februarie. În februarie. Primul an în istoria învățământului românesc, când cărțile manuale au apărut, trebuia să fie septembrie și au ajuns în februarie, dacă e posibil. Cel mai cinstit și competent guvern care a fost cu 20 de oameni. Se vorbea până acum de tablete, dar nu știu acum nu stă stare să mă bine, eu îi bag în același troc, în același coș pe toți. Credeți-mă, atâta timp cât nu o să se pună bază pe politicieni noi, pe partide noi, nu o să se întâmple cu acești clasici nimica. Până acum. Că unii au tăiat, nu vedeți, unii au tăiat sau au închis 67-68 de spitale, ăștia la alții au venit atunci și au făcut nu știu ce program electoral prin minciună că o să imediat le așa, și n-au făcut din asta decât poate 3-4, 5-6 și cum? Și asta doar parțial, eu cunosc foarte bine situația asta, în sensul că există un serviciu de urgență, deci un serviciu nu de nu staționar, cum era înainte orice. Și acum oamenii se duc, există zone care merg de la 100 și ceva de kilometri, trebuie să fie transportați până într-un centru medical mai acătării, spre exemplu, un spitalul județean. Pentru că nu sunt cadre este medicale. Că, sigur, nu sunt cadre de sau... Și închis spitale, că nu erau de asta, și de asta, de asta se duce și Băsescu s-a fost la Viena din cauza asta și... Să nu uităm că Băsescu a vrut întâi să opereze aici. S-a dus. Și medicii de la spitalul municipal au trimis. E adevărat. Și la militar. Dar bine, asta e o altă discuție, că fiecare are. Dar un menisc se putea opera și în România. Nu este menisc. Sau ligamente, ce a avut. Nici ligament, nici asta. Nu vorbesc de Ponta. De Ponta. Este o operație care poate să fie dificilă și să rămână pentru totdeauna. Da, păi dar este ligamentul încrucișat anterior. Există două în formă de crucea Sfântului Andrei. Nu cred că există mai mult de 2-3 centre care fac și la un anumit număr. Problema e alta, dacă discutăm
discutăm foarte scurt despre lucrul ăsta, de ce s-a dus în Turcia, care din nou sunt niște secundari, deci nu sunt primarii. Operația respectivă a pornit ca idee și ca experiență de la englezi și de la nemți. Deci nu te duci tu, se duc toată, se duce până și de multe ori francezul se duce la München. Vreau să zic numai, așa, nu mai vorbesc despre fotbaliștii ăștia de renume, și tu, prim-ministru României, te duci la turci care au învățat de la nemți. Aici mă irită pe mine. Mă rog, care dar nu are importanță asta. Nu putem să comentăm, e alegerea pe care ba da, este o alegere proastă. Asta vă spun eu, fără ca să fac... Un semnal prost pe care l-a dat. Un semnal prost. În Uniunea Europeană. Sistemul medical românesc. Și asta s-a văzut, că asta te duci tu de la Baku, discuți cu ăsta și el îți spune, păi, vă spun eu, Iohannis o să spună la toată lumea, acum noi avem cei mai grozavi specialiști, fără să știe despre ce vorbește. Sau altcineva. Băi, nu e așa. Un prim-ministru a avut și el un medic personal. Fi trebuit el să se intereseze, să știe, uite că e centrul din Londra sau centrul din München, este cel mai avizat să facă așa ceva. E o operație care durează jumătate de oră până la 3 sferturi de oră. Sau câteodată o oră și cu asta... Da, dar știu că la militar există medic. Știți ce se întâmplă? E una altă dată discutăm. E una să spui despre operație sau să faci o operație la un prim-ministru când tu ai făcut 100 de cazuri până acum, sau faci câte 10 în fiecare zi. Revenim la subiect, pentru că ne apropiem de final. O să încercăm să tragem și câteva concluzii. Deci, domnul Titi Sultan, ce spuneați că se va întâmpla în septembrie? În septembrie se va iniția de către PNL o moțiune de cenzură, conformitate cu dispozițiile articolului 113, care, cred eu, va duce la căderea guvernului și atunci președintele României va desemna un alt candidat pentru funcția de prim-ministru din rândul Partidului Național Liberal. Sau există și posibilitatea ca domnul Gabriel Oprea să fie de acord cu preluarea funcției de prim-ministru al României. Da, rămâne de văzut ce se va întâmpla. Dumneavoastră, domnule doctor, ce credeți? Eu cred că poate să fie o variantă plauzibilă, cum poate să fie, spre exemplu, unul total neutru la ora asta, gen guvernatorul Muguri Sărescu, cum a mai fost odată, și ca prim-ministru am înțeles că n-a fost chiar la de anvergura la care se așteptau românii, dar este posibil să rămână un prim-ministru și din coaliția actuală. Noi nu știm jocul pe care o să-l facă generalul Oprea. Părerea mea este că el va fi pionul responsabil de ceea ce se va întâmpla la toamnă. Așa văd eu. Oricum, oricine ar veni, cred că lucrurile nu o să se îndrepte. Schimbăm pe unul cu altul, aceiași oameni. Asta nu înseamnă remaniere de partid, asta nu înseamnă schimbare de clasă politică și așa mai departe. România, cred eu, este încă foarte mulți ani condamnată la ceea ce cunoaștem noi de 25 de ani și de a nu ajunge să fie o țară respectată și o țară admirată în rândul celor... Trebuie să ne respectăm noi, prima oară. Domnule Jătrenu, părerea dumneavoastră? Codul fiscal în forma actuală nu va trece. Va fi un motiv în plus să grăbească căderea guvernului Ponta, care în toamnă, așa cum au spus și colegii, în toamnă, sigur, prin moțiune de cenzură, cu ajutorul interesului național, va cădea. Și e posibil ca din toamnă să avem și Partidul Mișcarea Populară la guvernare. De ce nu? Îmi place foarte mult această așa, expresie. Atunci, dacă mi se permite, și Partidul Național Democrat. De ce nu? Că noi avem și noi 10 parlamentari. Da. 10 parlamentari și sunt. După 25 de ani de democrație în România, vreau să spun că acest sistem al separației și echilibrului puterilor în legislativă, executivă și judecătorească, din păcate, nu dă efectul scontat. O să aflăm toate astea pe viitor. Îmi cer scuze dacă v-am întrebat acum pe final, domnule Sultan. Am ajuns la finalul emisiunii. Ne revedem luni, orele 20:30, la Realitatea Românească. Mulțumesc invitațiilor și mulțumesc și celor care ne urmăresc. Mulțumim pentru invitație. Bună seara!